Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre Boosteroid. Ce este Boosteroid? Ei bine, acesta este o platformă ce oferă acces la calculatoare foarte puternice prin câteva clicuri. Această platformă ajută utilizatorii să ruleze ultimele jocuri apărute de pe orice dispozitiv. Jocurile sunt lansate și procesate pe serverele lor remote, astfel încât puterea calculatorului tău nu este necesară. Este foarte folositor pentru cei care folosesc laptopuri portabile, au calculatoare vechi sau folosesc Linux ca și sistem de operare. Cum te înscrii? Ei bine, intri pe site-ul lor și alegi o variantă de abonament, bineînțeles că această distracție costă, dar ei au o ofertă pentru 2 zile, plătești 2,89€, adică 15 lei, sau dacă vrei să te joci mai mult timp, ai varianta de abonament pentru 30 de zile la prețul de 9,89€ sau 50 de lei prătunjit în banii noștri. Ce avantaje îți oferă această platformă? Ei bine, în portofoliul lor, în momentul când te loghezi și ai abonament, ai mai multe jocuri decât ceea ce îți oferă concurența, decât ceea ce există în prezent pe piață. Am să număr de aici câteva titluri, poți să te joci Fortnite, League of Legends, CSGO, GTA 5, PES 2019, Apex Legends, Minecraft, FIFA 2020, Call of Duty Black Ops, PUBG. Nu știu, poți să te joci foarte multe jocuri. Dacă unul dintre aceste jocuri, de exemplu GTA 5 costă, ce mai costă? Costă FIFA 2020 costă. Dacă aceste jocuri costă, tu va trebui să ai licență pe Steam sau pe Uplay sau pe ce platformă rulează aceste jocuri. Trebuie să ai licență pentru a putea accesa aceste jocuri. Un alt avantaj pe Boosteroid este faptul că jocurile nu trebuie să fie instalate, ele sunt deja instalate pe toate serverele lor. Iar un ultim avantaj, care nu este chiar avantaj, deoarece pe site-ul lor ei menționează că te poți juca în 1080p cu o viteză de cel puțin 10 megabits pe secundă dacă ești conectat prin cablu. Eu sunt conectat prin cablu și nu cred că sunt 1080p aici. De asemenea, dacă vă uitați aici, calitatea este foarte îndoielnică la tufișuri. Acum, haideți să vorbim despre dezavantaje. Mă înarmez și eu cu un pistol și să găsim o mașină. Calitatea imaginii nu este foarte decentă. Viteza mea la internet este de obicei bună, descărcând în general fișiere cu 10 mega pe secundă. Cum am zis mai devreme, această imagine este departe de un 1080p. Am să mă uit la setări. Haideți să vedem la setări cât este ce au trecut ei la setări. Setări la graphics, na, cam atât, pe very high aparent multe din ele. Na, astea sunt, nu știu, nu prea m-am jucat GTA 5, m-am jucat, l-am cumpărat și m-am jucat maxim 2-3 luni. L-am cumpărat la reducere și după nu m-am mai jucat. Gata, am revenit înapoi în joc. Al doilea dezavantaj este faptul că există o întârziere de 0,2 secunde între ceea ce fac eu și ceea ce se întâmplă în joc. De exemplu, acum o să trag, când zic acum o să trag și o să vedeți când trage el. Acum. Vedeți, a fost o întârziere. Sau cel puțin, nu știu, mie mi se pare că e o întârziere. Ei spun faptul că experiența jocului ar fi undeva în jurul a 60 de frame-uri pe secundă, însă eu nu cred că ei vorbesc serios. Adică, aproximez că ar fi undeva în jur de 24 sau 30 de frame-uri maxim. Opa, m-am urcat pe clădire și dacă nu mă găsesc polițiștii, e super. Și cineva mi-a inversat mouse-ul. Gata, a revenit la normal. Ok, ajungem la dezavantajul numărul 4 și faptul că dacă jocul necesită să apeși 4 taste deodată, haideți să vă și demonstrez acest lucru fără o mașină. Dacă trebuie să apeși 4 taste deodată, acest lucru nu va fi posibil, deoarece platforma, bine, cred că în general browserul, faptul că Google Chrome nu cred că recunoaște mai mult de 4 taste deodată. Apăs acum W și S și dacă apăs A, stați că vă arăt și pentru și pe tastatură. Apăs W și S și dacă vreau să apăs și AU, ca să rotesc stânga, nu se mai poate. Da, aparent acum sunt doar două taste. Uneori prind și trei taste, depinde de cum se simte platforma. Iar ultimul dezavantaj, trebuie să apăs tasta Escape de 5 sau de 6 ori, deoarece cu tasta Escape tu preiei controlul asupra browserului. Vedeți? Am mouse-ul înapoi și pot să schimb tabul sau poți să intru înapoi în joc. Acum ne vom juca puțin să vedeți și cum se mișcă platforma. Împușcăm câțiva oameni pe aici să vină poliția și să ne facem de cap. Da, am o țintă. Da, așa, hai să încercăm să fugim de poliție. Să vedeți și cum se comportă în momentul când sunt multe mașini în jurul tău și mulți NPC. Asta de un aparat. Cel mai mult simt este o cădere în frame-uri când mă uit în spate și revin din nou cu mouse-ul foarte repede.
Deci dacă ai mișcări rapide ale mouse-ului, nu vor fi regăsite. Și pe ăsta l-am ratat. Bă, dar unul n-am nimerit, mă. Da, păi cred că aici se încheie episodul nostru. Eu am fost Mihai, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Stați pe fază, urmează un video super fain zilele astea. Ne auzim data viitoare. Na, ne auzim data viitoare.